Pa, opa, 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 toată lumea se pregătește, America, Europa. Noi astăzi avem motiv de sărbătoare, dar de și oare? Și motiv. Și le scot fete, uite ce fete frumoasă am eu, uitați-vă ce fete frumoasă am eu. Poftim, poftim. Mama aștept. Astăzi Emily face nici mai mult, nici mai puțin, de jumătate de an și mergem să sărbătorim. Eu sunt gata pentru că eu sunt veșnic tânăr și frumos, fetele, să mai fac machiaj, strelcă, papelcă, dar eu încă strelcă, papelcă. Sărici! Încă o cafeluță pentru succes în viață și mergem la Port Mall să distrez fetele, să le duc încolo, să mâncăm, să dansăm, să sărbătorim 6 lunișoare al lui Emily! Da-da! Albastru închis, pe naisic. Ba da proste, atâta pot să zic doar. Cine e tătă e o magiată? Cine e tătă e o magiată? Astăzi l-am frezurit, l-am scos la fete, la shopping, la mâncare, la joacă, la tătă. O moșă Vicusic. Vicusic, că te iubesc, tătă. Și la toate câte o rochiță asta colorată lui Marina. Asta ca fiind lui Nina și asta albă, lui Lavinu. Și lui Emilie încă aici n-am găsit, dar am îl găsit. Tu la mamă eu. La mulți ani! Bravo, uite-am acolo și... Așa, gata! Shopping-ul și joaca shopping și acum câte un cocktailcic la o terasă senzualină e. Tu la mama eu dacă eu mănâncă pe smie tăi. Da, uite-o, mănâncă de toate. Bravo! Și acel moment când te întâlnești cu fanii tăi. Și eu venit special la benzinăria înaltă, pentru că eu știu că desori când mă duc la Negureni, trec pe aici, bună ziua! Și au zis că întâmplător ne-am gândit, poate aș te vedem. Și când colo, m-a văzut. Da. Toată familia e la lucru. Facem ședințe foto la jumătate de anișor. Fete, Flavia, la o par, Flavioara. Acolo avem și decor. Te te dus Mara și Muc. Mara, Muc, nici cum nu. O mănânc deodată. Tăti, prințesele mele, tăti. Dar vine în partea asta la Lavinia, tu. Așa. Dar vă rog să la mine, nu mă la el. Aș desfătat la fotograf. Noi am ajuns acasă, așa că merge fotosesia cu Emily, cu bunicuțele, cu mătușa, cu surioara. Bineînțeles că cei mai buni fotografi din Moldova sunt Constantin și Donița. Nano, fuguța, ca pe Emily Amuș nu mai are dispoziție. Dai pace că eu nu o să fac nimic. Moc, stai jos. Moc, stai jos. Bravo! Gata. Perfect, este super. Abia fugi. Dai pace, dai pace, dai pace așa. Dai pace așa. Emily nu înțelege ce se întâmplă. Bravo. A, uite, e ca așa și eu când am făcut 6 luni, țin minte, ticu. Numai că în loc de bani erau bănci de gin. Și așa nu puteți. Ia uitați. Cine acolo miroase floricelile lui Nanu? Nanu, pentru cine le-a pus? Da. Nu pentru cine? Nu le-a pus pentru cine? Și... Tu la mama e. E ca și inimă să ai, eu nu înțeleg. Când lista faci spumă la gură, e mamă! Și ești câini hrănești! Mara, nu, tu-ți dai seama. Dai fa o bucățică. Uite la un zi, vine jabă și snaute. Încă amândoi pe mine. Încă de ziar. Ia, 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 ia,
Să o apuci de subțiori așa. De-a mâncat-o, leaca obosit noi toată ziua, azi, și-n stânga, și-n dreapta. Hai la vină, să vrea pitriși acolo. Aici, 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 un pic. Maria, aici, aici, mai jos un pic. Yeee! O venit și flori, li! Tu la mama lor de flori. Mina, 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 copilul. Buș, buș. Ai tăiat de la bunica, de la bunelul. Ah, pe acasă, da. Tu la mama lor. Și, și, și iar mai chemam. Și, și. Tu ce ai făcut? Nu, dar cui ai dus cadou? Da, e mi jumătate de ană, e mi ticari. Da, da, mi s-a calibit un timp. La un an al lui Emily, pșin s-a dus și... Pe fuiego. Pșine? Fuiego. Îți place dansa? O, oh, tare, mă. Fuiego, tu la mama lui, nu vrei să-mi și unchi. Oh. Tine, dar cu așa de colteu, măi de doamne. Yeah. O venit flori, li! Tu la mama lor de flori! De la tatăl, de la bunica, de la bunelul! Da. A, fie acasă, bună seara, salut oamenii ăștia, te întreabă, unii Lilea și-i frumoasă, unii Lilea și extraordinară, excelentană. Și spune oamenii ăștia. Spune că iubesc și tu te iubesc, fapt. Iubesc, dar și toată ziua chiar să ne filmez. Nu filmez. Nu filmez. Mami, drăgălașă. Emilian îmi zice azi, Valeria, te rog. Te rog, ies doi harbujaca, că avem o grămadă. Și eu zic, dar chiar nu trebuie să mă rogi. Cei mai buni, cei mai buni harbuji care i-am mâncat și așa zic. Of, doamne, dar cum se rupe mag? Mă ajut? A, gata. Wow! Și de frumos acasă, liniște, grierașă cântă. Nimic nu există mai frumos pe acest pământ decât negurienii eu frumos, casa mea părintească. O leacă m-am cifănit, dar asta e de scârbă, pentru că așa e în viață, știți? Uitați-vă unde dormim noi seara asta. În sărai la babă, pentru că nu găsim cheile de la casă. Dormim pe lejancă. Dormim pe lejancă. La vine acolo sus. La vine, putea mai pe lejancă. Și eu că Emilian pe lejancă. Ia ca așa noi. Pur și simplu n-auzăm cum cânt cocoșa, nu-i chiar lângă dâns. Mare pituh te-o făcut, mă, tauara 5-45, cazlină. Au, tăt mahala, hai și-o cocoșaință. Și gata? Hai și voi, dar ieșit și voi, cocoșiți tămteți. Hai, afară! La mâncare mi v-am dat, că eu nu știu de unde. Avem anuista, băga prost. Doamne, mai sunt drept? Hai, vă-le!
Asta e din Spania. Ei fac ouă albastre, turcoaz. Dar de pizduși la oameni, băi, mi-ați tătit dulceața. Nu vrei, nu vrei, gata, tăt, ei fac... Fa! Știi că la noi în Mahalo a venit moartea. Și la dea cu lucru ca să iei. Bună dimineața, bună dimineața. Cafeluța cu mâna dreaptă. Asta mea. Ia că tău. Și spari. Ia că tău, tu la mama lor, eu. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Ha, de bună dimineața. S-a trezit dulceața, cafeluța. Cu mâna dreaptă, nici cu stângă n-am băut oasă. Har de clasă. Puteam după mort. Gâniați, că e n-ai treabă, e n-are treabă. O mânca plac, o mânca colizic. Și mi-ai mâncat tu? O plâns, o cântat veșnică pomenire. N-am pietrică. Ce arată bunicuța acolo, a? Dacă eu vine de la mort. Marș! Te-ai spăriat, mamă? Era de asta. Da, dar te uiți, mama, cât e interesant. Și că gadem că sperie, mămica. Hai, ia-mă pe câine. Așa, mămică. Dacă să ia plângi, dar ia-mă ce faci pe câine. Așa, mămică. Opa! Eu vă spun câinile, bunica, v-au câinile. Ia, ia, ia la dânsa. Hai, îi plac câinile. Dânsa, dânsa, hai. Țărâncuța, mami, țărâncuță. Scoate din cap de acum. Hai, haide-mi la cânisor. Hai, hai, mama, hai. Hai, hai la cânisor. Hai, stai, nu fugi. Bunica dorme de acum. Cine are un broscuț în cap? Crapine. Unii broscuță. Unii broscuța. Unii broscuța în cap la ieni. Scoate-l la fara. Aoleu. Așa, bună ziua, prieteni de acasă, de la Chișinău. Indiferent ce se întâmplă în viață, evenimente frumoase, mai puțin frumoase, mai negative, nu uitați, pentru un succes în viață, beți cafeluța cu mâna dreaptă. Iar eu astăzi m-am îmbrăcat așa o leacă mai elegant, ca am o întâlnire oficială. Și mă duc și eu să... Вернись ко мне, потом пошелся. Не забывай, что он вчера стучился. О том, что он в душе своей улетели посырели. Аша, салатика, кубурецика, кубарата, кубара, шико. Ли-л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 и
sănătoasă. Cu mânuța dreaptă, bine presus. Și spumesino. Spumesino, crasavci, că așa frumos ești aici pe fundal. Da, sunt. Nice, am întinerit. Și de frumos ăla, am fost să-l iau pe chex acasă, a fost idiotul, a mâncat și m-a prins portița deschisă și valea s-a dus pe la mama lui, eu de casă frumos. Bună dimineața, Viorica, dobrea otrăcica. Trebuie să recunosc că somnul cu tine este... Da, tu, Viorica, tu care te... Viorica, tu care te uiți la mine. Când dorm cu tine mă simt bine. Mă simt nice, nimeni nu mă suge. Mă refer la țânțari, nu vă gândiți la prostii. Vioricuța mami, idi, Vioricuță. Iată, când zic că dorm mai liniștit, datorită acestui spray pe care îl pun pe piernă. Și altfel te duci în trans și ghini și frumos și nice. Și miroase a lavandă și țânțarii nu vin deloc. Pe lângă faptul că îți face un somn mai liniștit, pur și simplu îți faci așa, uitați. Și dori. Și de pe 26 până pe 29 iulie, pe site-ul oficial Viorica Cosmetic, Viorica Cosmetic, nu Viorica tu care te uiți la mine, dar Viorica Cosmetic, sunt reduceri de până la 40% la toate produsele care le iau ei. Și această mască senzuală este special pentru gâtișor. Da, afară este răcorici și bine. Și nu uitați, oameni buni, nu uitați
cafeaua cu mâna dreaptă pentru succes în viață. Și dacă veți reducere de până la 40% la produsele Viorica Cosmetic, nu uitați că până pe 29, nu doar pe site-ul oficial Viorica Cosmetic, dar și în toate magazinele Viorica Cosmetic. Aici avem serumul pentru dor, mestăt, pentru cadă, pentru spumă, șamponul anticăderii, masca aceasta de gât, pentru că da, gâtul este foarte pielea de la gât este foarte sensibilă și se face la un moment dat gărmoșcă. Hai! Oi. Și acum să vorbim un pic despre politica din Republica Moldova. Vorba și nici nu reușești să te încași, scuzați-mă de expresie, și deja pute. Știți foarte bine că ieri am avut o întâlnire oficială cu ambasadorul UE, Republica Moldova, și după asta e plin telegramul. Casa mea cu drapelul Uniunii Europene. Dragi patrioți, sau nu știu cum să vă zic, mulțumesc de idei, dar ideile voastre pe mine nu mă încălzesc și nu mă reprezintă. Cât de patriot n-aș fi sau nepatriot n-aș fi, eu n-aș pune pe casa mea niciodată niciun fel de drapel, nici a țării, nici a Uniunii Europene, nici al nimeni, niciodată. N-aș scrie pe niciun gard Basarabia e pământ românesc, n-aș vopsi intrarea în casă în drapel. Asta pentru mine este o prostie din punctul meu de vedere. Și de ce ne-am întâlnit cu ambasadorul UE în Republica Moldova? Ca să ne cunoaștem special, am pus o fotografie ca să nu las loc de interpretări. Vreau să mă înțelegeți corect cei care mă urmăriți și sunt sigur cu oamenii care mă apreciază și știu cine sunt. Eu niciodată în viață nu o să susțin UE ca să mă plătească să-mi dăie bani în buzunar, sau o susțin Rusia ca să-mi dăie bani în buzunar, sau o susțin America ca să-mi dăie bani în buzunar. Eu am tot dreptul să susțin pe cine vreau eu și pe cine cred eu că este mai bine pentru țara mea și pentru familia mea și pentru mine. Eu am tot dreptul să susțin pe cine vreau eu. În cazul în care aș lua bani, da, și un caziol și un mraz. Eu niciodată n-am luat niciun leu de la nimeni. Eu susțin parcursul european pentru că eu cred. Inima mea crede, creierul meu crede că ăsta este drumul corect pentru viitorul meu și viitorul țării mele. Poate eu greșesc. Eu nu zic că am dreptatea supremă, dar este alegerea mea și vă rog frumos nu-mi băgați în gât că iar am și eu plătit, iar am să am milioane de euro și nu știu și pentru că susțin pe cineva. Eu am tot dreptul să susțin parcursul european pentru că eu cred în acest parcurs. Și atât, vă rog, nu mai săriți în cap, nu mai puneți pe telegramele voastre pagini cu casa mie, cu UE, cu tot. Vă rog, nu-mi dați mie idei cum trebuie să promovez și trebuie să promovez eu. Mulțumesc pentru atenție. Și dacă tot vorbim despre politică, vreau să zic, ghinic s-a anulat acea idee genială a domnului Popșoi, unde trebuia copiii ambasadorilor să primească 700 de euro lunar până la 23 de ani. Slava Domnului anulată să fie nafsigda. Și aceste idei geniale cumva sunt strigătoare la cer pentru toți copiii din Republica Moldova, mai ales pentru copiii unde părinții pur și simplu i-au luat și nu i-au întrebat, și-au spus că haidem în altă țară pentru un viitor mai bun. Eu sunt de părerea că fiecare om care își asumă o plecare sau o profesie, își asumă și riscurile acelei meserii. Toți copiii merită. Dar când vorbim despre copiii Republicii Moldova, știm foarte bine ce se întâmplă în școli, ce se întâmplă în grădinici, ce se întâmplă în satele țării noastre, noi nu putem să dăm această idee genială ca cei copii și n-am nimic cu dâns, le dă Dumnezeu sănătate, bucurie, fericire, dragoste și noroc. Și nu vreau să fiu acum interpretat drept vocea Kremlinului. Doamne ferește, dar este... Și cel mai grav acum, în cazul în care încerci să dai peste nas unor politicieni care greșesc față de poporul care i-a ales, imediat cumva îți pune ștampila, gata, tu ești vocea Kremlinului. Eu, încă o dată zic, eu sunt Emilian Crețu, toată viața am susținut parcursul european și am să susțin, dar în cazul în care guvernarea o să greșească față de mine, că i-am ales față de popor, n-am cum să nu mă expun. Așa că ideea genială, copiii ambasadorilor și eu, pur și simplu, este una prostească, prostească, prostească și strigătoare la cer. Toți copiii trebuie să trăiască corect și stăți egali. Dați-le o educație bună, indiferent că e la sat, că e la oraș, asta este primordial pentru a crește o societate deșteaptă. Dar nu a diviza copiii și ea merită și el așa și... Vă pup, mă duc să mai fac o cafea, că m-am nervat. Cât despre acel TikTok care este foarte viral, unde mai mulți tineri zic că eu sunt persoana potrivită pentru funcția de președinte a Republicii Moldova, trebuie să recunosc că eu mă simt onorat, mă simt mândru că unii oameni văd un potențial în mine. Asta nu înseamnă că eu am să candidez sau n-am să candidez vreodată.
Eu las viața, destinul să mă surprindă pe zi ce trece, pe secundă ce trece, așa că nu se știe. Dar dacă și eu, e pizdeț, cred. Adică pizdeț poate fi din două sensuri. Ori și avat și bun, ori bab și e. Până atunci, mâncăm mămăligă, ne scăldăm, beam cafea cu mâna dreaptă, îmbrăcăm în rochițe, gălgocie. Ține-o vinet la nanu de diminișoară, ține cea mai frumusică, ține, gugâneața. Două gugâneți avem, două. Tân-tân, bună ziua, opa, și facem? Cafea cu mâna dreaptă? Ah, maledeți, că faci cafea, uitați-mă. E ca așa o să-i blocul care se află un piculeț mai la vale. Dragilor, după cum bine știți, în această perioadă la Iecovzor s-au scos în vânzare 10 apartamente cu 3 camere la un preț special pentru familiile cu mulți copii care își doresc un apartament mai mare și mai spațios. Iată, așa arată planul apartamentelor. Sunt două tipuri de apartamente cu 3 camere, unul de 87 de metri și altul de 83 de metri pătrați. Știți foarte bine că echipa Iecovzor tot timpul au susținut și vor susține tinerile familii care vor să stea acasă. Tocmai de aia sunt 10 apartamente, au fost 10 apartamente care se vând la cel mai bun preț, unde puteți economisi până la 10.000 de euro per fiecare metru pătrat minus 100 de euro. Așa că pentru mai multă informație scrieți pe pagina Iecovzor sau o telefonați pe această domniță frumoasă și drăguță. Dumnezeule, suntem la etajul 9, de aici am început tencuiala pereților pe interior, la apartamente. Uitați-vă cât sunt de frumușele tencuite, drepte, impecabile, geniale, genitale, nu știu cum să le mai zic. E ca așa, blind și de mare. De pe șantier vreau să vă anunț că se lucrează intensiv la interior, la exterior și nu uitați în această perioadă, pentru toți cei care doriți un apartament cu 3 camere, că aveți familie mare, să știți că echipa Doamne Dumnezeu și Duhul, echipa Iecovzor au un preț special, preț de familie, unde puteți economisi până la 10.000 de euro. Asta ar însemna minus 100 de euro la metru pătrat. Este cel mai bun preț. Sunt doar 10 apartamente. Au fost doar 10 apartamente. Așa că pentru mai multe informații, echipa Iecovzor poate să vă răspundă la orice întrebare. Blocul se află la Poșta Veche, la etajul 11 avem și noi un apartament pentru Lavinia. Și cu Doamne ajută, la sfârșitul anului, blocul se dă în exploatare. Pe exterior arată superb, senzațional. Abăzjaiu, abăzjaiu, centrala piață. Zis muzica, așa, da. Voi n-au de ce să-mi puneați un șocălău. Am bun 10 puni, dar gata, fiu, și te rog frumos. Doamne ferește, dar așa că vă uitați la altcineva, vă-i dragă. Am și șocălăi ai Doina, Așa, cardinal, deși îmi place mai mult muscatul, dar doamna Lenoț, că să aibă săptămâna viitoare, așa? Da, mă, fai să roșesc chimlea. Dar ce să roșești? Dar cum? Dar și... Ei, dar cum sunt? Pune două chilipam și... Și asta e bun. Eu în viața asta pot să renunț la tot, la modernizare, la clădiri, hai tăc, pui tăc. Dar la piața centrală n-aș refuza nici, n-aș renunța, n-aș refuza, e trebuie să existi. Doina, unde ești? Tu ești acolo, eu de seară mănânc șocălăi. Nicăuțul a știi tine, vai de seama. O zis să mănânc un șocălău de aici și să-i zic dacă e bun sau nu. Unii baiță, drumul, bună ziua! Deci, oferta zilei pentru astăzi este hotelul unde merge tot familionul Crețu. Sori mea, nepoat-mea, nepoat-mea, mam-mea, mătuș-mea, soacsa, soxul, barbatul și încă și niște cumătri. Vreau să vă zic, oferta zilei este hotelul Locianica în Turcia. Plecarea este pe 31 iulie. 2 plus 2, adică 2 maturi și 2 copii cu doar 2650 de euro. Încă un lucru foarte important, dacă doriți încă o reducere la această ofertă, veniți aici în biroul Panda Tour. Vreau să vă anunț că în august aproape tot este vândut, tocmai de-aia rezervați de acum. Link-ul acesta, intrați, lăsați numărul de telefon și echipa Panda Tour o să vă dea mai multă informație despre toate ofertele pe care le au. Pe 31 în Turcia cu tot familia Crețu. Pa! Fetilor, am nevoie de ajutorul vostru, vă rog frumos, trebuie să cumpăr un set din cercei și inel. Toate trei îmi plac, dar nu știu pe care să aleg. Help!
asta cu perle, asta cu piatră, așa mai deschisă. Cum se cheamă, topaz? Topaz? Sau cu piatră mai albastruie? Please! Oricum, pentru mine aurul alb rămâne aurul preferat. Îmi place foarte mult și nu uitați în această perioadă cu promocodul DORA minus 20% la tot, că e aur, că e argint, că e diamante, că e schete prețioase, că e cochileț pentru casă, minus 20%. Și la carat găsiți cu siguranță cele mai deosebite și unice verighete pentru însurătoare, cu aur alb, aur galben, aur roșu, aur purpuriu. Atunci când alegeți o verighetă, indiferent cât e de groasă, să aibă zona de confort foarte bine făcută ca să fie cât mai comod, să nu cadă, să nu deranjeze, e ca de exemplu asta. Păi și m-a provocat sau nu înțeleg? Eram în piața centrală și la un moment dat mai mulți... Domnul președinte, bună ziua! Domnul președinte, bună ziua! What? Vă rog, eu nu știți că eu am drașii mine, nu-mi trivojâți, dacă e trivojâți, ștept nasul la tăiați. Dar, blin, stai să... Eugen, tu-ți închipui? Și de grabă ai să fii paza de corpă a doamnă sau domn președinte? Am să mă gândesc, știi? În zilele pare să fiu doamnă și în zilele îmi pare să fiu domn președinte. Așa că pregătiți-vă, ștăți la lucru. Că stăm așa snichiși din pod, tăți putem. Dar să lucrăm, să ne așteptăm cineva să închiși din pod, să ne dăi. Am dreptate sau nu? Avem nevoie de o clasă muncitoare, deșteaptă, care să n-aștepte să vii cineva să-i... Da. Tu nu ești încântat de ideile mele, nu? Am înțeles. Dar și, aș fi unica țară când președintele să fie Dvava Dnom. Hm? Dora, azi vii marța și miercurea. Nu, vinerea. Vinerea și miercurea, când zilele de astea mai serioase. Marți la 11. Și rest, why not? Ia ca poftim, uitați-vă, această pungă cu bomboane era aici jos și Nina o văz pe cameră, că vin niște copii, o sunat la poartă, o pus aestea jos și o fugit. Vor să mă hrănească, da? De grabă n-am să mor de foame. Această cutiuță să vă aducă o zi plină de bucurii și realizări frumoase cu mult drag echipa Daily Fruits. Ia uitați-vă ce pungă frumoasă. Miam, 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 miam. Nu este promocod Emilian la DecorStil, dar este reducere de 300 de euro. Vreau să vă anunț că un nou curs pentru design interior se începe pe 10 august, iar toți cei care vreți să beneficiați de o reducere de minus 300 de euro, trebuie să vă înscrieți la acest curs până pe 31 iulie. Au mai rămas exact încă 5-6 zile. Acest curs de ce are un plus valoare? Că din orice colț al lumii puteți să-l faceți, pentru că este un curs online, este teoria, pe urmă este practica și spre final o să faceți, iată așa, o lucrare de licență. Deci până pe 31, la înscriere, pentru dacă simțiți voi că sunteți talentați în tot ce înseamnă să decorezi o casă, o quartieră, cu nu știu și, minus 300 de euro la înscriere la cursul din 10 august până pe data de 31 iulie. Și chiar candidez mai la președinte. Da, tu cum crezi că mă joc? Da, normal, până îmi scandidez, eu spun la oamenii ăștia și trebuie să facă. Deci, ce pot vă spun? E un curs extra mirabolant. Mi-mi place cuvântul ăsta foarte mult și vă spun și vouă, din toate punctele de vedere, că avem cei mai de top profesori care toți îi laudă, avem cel mai bun program conceput în așa mod, cât poți tu să te conectezi, nu poți tu să te conectezi, o să ai reușite superbe la acest curs. Și angajarea după curs, care e un privilegiu foarte mare, tot ce trebuie să faci acum să vii să înveți, ne focusăm pe învățătură, după care, după școala noastră, sunt cei mai top designeri deja care au deschis companii și lucrează și în ziua de astăzi și fac mii de euro, dar voi stați și uitați acum la mine și vă gândiți, mă scriu sau să mă înscriu? Înscrieți-vă! Ce cocostiri frumos avem, Dumnezeule! Gata, m-am săturat de dinți frumoși, astăzi am venit la doamna Anastasia, prezentă aici, să ne scoată, să rămân cu dinții mei strașni și oribili. Eu când mă uit la videourile astea mai vechi și îmi văd strungul și eu zic, doamne, așa dinți am avut eu levă. Dar, de fapt, eu am două implanturi vuse în 2012, acum trebuie să le scoatem, să le facem un pic mai mari și un pic mai, ultimul rând de talmudic. Și iată, observați implanții mei, 1, 2, cum erau dinții rai și ăla cum era dus înăuntru. O leac cu gura hopi o parte, foarte nice, foarte blind, doamne,
Vezi, vă o magie. Păi și de acolo! Ia uitați, în rând! Ce-am venit cerceluș! Matiu, da așa te jucării! Tu la mama lui! Așa lasă! Spaniolca tot, hei! Apropo, această alionă frumoasă, uite aici, este verișoara mea dreaptă, care de mulți, și aoleo, care de mulți ani trăiește în Spania, unde? În Ghelci, Alicante. În Alicante. De asta da, o Dorica, dar mă știu, ție zici, dar șoche. Eu îți vă trebuie. Te-am admitit, dar nu mă postez. Dar nu te postez și cu tine. Nu te postez și tu și ai venit la Calean la mine? Dar n-a venit. Eu ți-am arătat cum Valeria nu a venit la mine la Calean, nu a venit. E nu-i. Voi aveți galiunici. Opriți-vă de băut atâta și narcomanii, de atâta și o vedeți pe Valeria aici. Nu-i, nu-i nimic, că uitați, eu pălesc. Noapte bună. Noapte bună și să visez momente frumoase. Te-ai culcat și m-ai lăsat. Iar eu în mine am plecat. Cu capul îndurerat, în piermă... în piernă îndurerat. Am plâns, dar ne-a trecut. Că dacă plângi mereu așa, te duci cu pluta undeva. Hai, dormi. Dorm și eu. Dormim cu tăți, dar ne trezim nu tăți. Amin. Bună dimineața, univers, bună dimineața, greieraci, bună dimineața, meduze. Bună dimineața, bună dispoziție, bună dimineața, păr din nas, bună dimineața, vântuleț, că te văd că ești afară și ești destul de obraznicuț și îmi place, îmi place că ești obraznic. Bună dimineața, națiune, popor, trezirea, hai! Ai, bună dimineața, lenoșenie, ce ești? Bună dimineața, bieșinic, mi-ai scurt. Wow! V-ați văzut? Voi așa puteți, băieți? Hai, încercați! Ui, dacă puteți, sunteți bravo, dacă nu... Vântul bate a patrie și chetrile rămân. Ișă gri, ișă frumoasă, mi-o întrea ceva în ochi. De-am eu foarte serios, mă apuc de... repetiții și va și legat din natură când cum eu la Eurovision. Dar până atunci trebuie să bea nu știu câte toane de cafea ca să am succes. Sărici, luminai mine, băiat, luminai, luminai, luminai. Oameni buni, deși la mine unele filtre care le-am aici pe Instagram nu arată, nu se conectează cu face-ul meu. Unele arată, unele nu. Vreau să-mi pun și eu mustășoară și mai senzualne de la o zi de marță, să mă uit fetele schiși după mine și așa că mai gisază și maritate și nemaritate și bariet și mâncăm cu odoguri și lingem curnuți. Please. Deși nu lucrează toate filtrele astea. Faza cea mai tare este că eu astăzi filmez Dora Show și săptămâna viitoare încă Dora și o vacanță bine meritată de o lună și capice. Mă închipuiți, dar Dora nu scapă oricum, că să nu înțelegi cum mătriile aghesă încep din poi mâine. Oleu, Eugen! E pe aici! Ceau, ragazzi, ceau la tutti, dragilor, cu siguranță, anul școlar se începe în foarte scurt timp și o mare parte din elevi sau studenți vor merge la studii peste hotare și au nevoie de tot ce înseamnă traducere, tot ce înseamnă dita mai acti. Astăzi sunt iarăși la doamna Ina și vreau să recomand serviciile ei care le face de mai bine decât 20 de ani. Orice tip de act, cu notar pe loc, traducere, apostilare, tă de la A la Z, orice tip, ea te rezolvă într-un timp foarte scurt și la un preț bun. Pentru mai multe informații, ea este lângă mine și o să vă zic că exact tot. Traducere în orice limbă posibilă și chiar imposibilă. Am să-mi inventez eu o limbă și am vă rog să traduci. Bună ziua, dragi prieteni, așa cum a spus Emilian, noi traducem orice tip de act și acte nestandarde, deci atât diplome, certificate medicale, contract de vânzare-cumpărare, certificat de participare, hotărâri de judecată, de la medic, de la stomatolog, orice tip de act. Traducem și legalizăm actele pentru cetățenii italiani, spaniolă, franceză. Mai traducem și legalizăm acte pentru declarația de valoare sau echivalarea actelor de studii. Lucrăm și la distanță. Toți traducătorii noștri sunt autorizați și vă ajutăm cu mare drag. Notar pe loc. Notar pe loc avem. Deci orice tip de acte, în cazul în care... permanent,
fără pauză, fără vacanță și vă ajutăm cu drag. Deci biroul doamnei Ina este chiar în centrul Chișinăului, Cogălnicianul 66 și iată aici, apostilare, documente la distanță, avocat, acte, număr de Viber sau WhatsApp pentru mai multă informație. Biroț, da. Tu chiar nici nu observi, măi. Observ ce, mă? Și observi? Fierul că nu, măi. Marlin Moro, un jiet. Marlin Moro de la Negurieni, da, doamne, bă, sexy. Da, hai dă-mi un kiss, hai dă-mi un zoc. Hai, nu pup mamă, iată. El le știe. Doamne Dumnezeule, hello, pațanază! În sfârșit am și eu perucă nouă, ca și Edam era vașa. Who is who? Who is who? Is who? Și nu mai e asta. Domnișoare cu chistrui, fură inima oricui. Asta mi-e inima. Ha! Nicu Odreanu în emisiune și lui Stoarnă, Ninu. Ca să nu-ți acum mâna dreaptă din dimineață. Eu înțeleg că el o slăghie, da. Brilicu-i la loc. Ui, e de să-l văd. Asta e că-l scoate, mă. Oh, hai că-l scoate. Nu mai scoate, eu genul la loc. And the song is louder, but I don't vote. And you're saying a song, thinking this is a lie. But you wake up in the morning, wow. Ia uitați-vă, abim, uitați-vă și eu gătit astăzi belui cel mai bun steak din fața pământului. Gust delicios. Dar e crud, bă, ia uite, e crud și carne crudă și... Asta nu-i crud. Nu, așa e la moda, mă, că înainte șerbei carne și ea până sfășeie, blin, măligă. Ia, da, mă, trebuie să arăt. Excelenta, nu.